Bună ziua, dragi prieteni din Scorpion! Haideți să vă arăt la Scorpion. Așa, pe rând. Vaporul va ieșit. Vă arată că în șase luni o să faceți o afacere sau o excursie sau undeva în ceva ce nu cunoașteți, ce nu știți. Și o să veniți înapoi cu un mare noroc. De exemplu, vindeți ceva și faceți bani mulți. Dacă nu aveți serviciu, înseamnă că faceți o afacere sau o să aplicați pentru un serviciu și o să-l primiți. O să aveți rezultate foarte bune atâta timp cât o să depuneți un fel de efort. Da? apoi v-au ieșit lemnele aici dacă le întorc pe astea o să întorc o să vedeți aici deci lemnele arată imediat cam o lună dacă sunteți preocupați de starea de sănătate arată că nu aveți de ce să vă îngrijorați pentru că aveți o sănătate bună trebuie să știți că ceea ce aveți sau dacă vă doare ceva nu vă afectează sănătatea uh, și o să fiți sănătoși, arată că nu aveți de ce să vă îngrijorați. Că starea de sănătate este bună sau se va îmbunătăți. Așa, aici mai jos va ieșit un sicriu care înseamnă imediat, până la șase luni, arată că temporar o să vă simțiți rău, dar vă faceți bine. Deci arată că aveți o boală sau uh, trebuie să aveți grijă că faceți ceva rău sau urmați un tratament rău sau faceți ceva care s-ar putea să se transforme într-o boală serioasă. Dar deja dacă sunteți, să urmați medicația sau tratamentul prescris ca să nu se transforme în ceva mai grav. Să vă schimbați stilul de viață în funcție de ce aveți nevoie. Da. Aici v-a mai ieșit un buchet. Buchetul arată un mare succes, arată împlinirea unei speranțe, două săptămâni, o lună. Uh, poate fi orice, de la ceva foarte mic sau foarte mare, orice ar fi speranța se împlinește. Uh, să lucrați pentru asta, să vă luptați pentru asta, pentru ce vă doriți, pentru că se împlinește. Apoi mai jos va ieșit stelele. Aici. Succes în afaceri, pe viață o să aveți succes. Orice faceți sau în orice vă implicați, toate scopurile devin reale, devin, aveți mare succes și împliniri. Totul se împlinește ce vă doriți. va mai ieșit o... A, Aici, un castel arată că împlinirea dorințelor, speranțelor până la sfârșitul vieții. Orică mergeți undeva unde vă doriți, orică o să aveți siguranță, relaxați-vă, pentru că nu vă grăbiți, o să primiți ceea ce doriți, dar puțin mai târziu. înseamnă că o să aveți mare victorie, o să aveți, trebuie să aveți răbdare. O să ajungeți atât de departe pe cât vă doriți, da? Apoi va ieși aici muntele. Va ieși întors, arată imediat cam două săptămâni un pericol, dar o să primiți ajutor de la oameni puternici într-un moment greu, dificil. Deci, într-un moment greu, poate fi la serviciu, poate fi în afacere, vezi grijă la oamenii din jur, la cine cereți ajutor sau cineva ce nu vă poate ajuta. Poate e bine să vorbiți cu cineva care știe, de exemplu, doctor, ministru, psihiatru, depinde de problema care o aveți persoane puternice care vă pot ajuta. Da. Așa, va ieși mai multe, uh, puțin mai multe decât în alte persoane, alte zodii, nu? Așa. Apoi, va ieși de aici uh, îngerul. Văd că îngerul păzitor care vă păzește arată o împăcare cam în șase luni, care o să vă aducă bucurie, poate fi între soși și soție, între părinți și copii, între prieteni apropiați. Dacă aveți ceva probleme, arată că această carte vă spune că o să reluați contactul și o să fiți împreună cu această persoană. Și o să vă bucurați. Da? Ambe, ambii vă bucurați. Și ultima va ieși aici, femeia. Arată în scurt timp, două săptămâni, o lună. Da? Să nu, a, să nu credeți într-o persoană care să arată politicoasă. Deci, se arată politicoasă, dar nu este prieten adevărat, și este falsă această persoană să nu spuneți nimic informații personale despre dumneavoastră acestei persoane. Poate să fie politicoasă, să vorbească frumos, dar are intenții ascunse, intenții rele față de dumneavoastră. Cam asta a fost. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.